Salut, prieteni! Eu sunt Alin Texan și bine v-am regăsit la un nou filmuleț. Astăzi vă voi arăta cum să vă jucați în evenimentele pe care nu le-ați jucat de mult și vă voi arăta cum să vă jucați chiar în aceste evenimente cu Crack în Cosu, Stinker Titan, în acest joc fain pe care un român mi-a spus să... Cum ai făcut să ai eventurile și în 2023? Sunt convins de asta. Răspunsul este simplu. Este un script făcut de unul din prietenii mei virtuali care au încercat mai întâi să verifice cum de jocul are timp ca să putem face evenimente să ruleze. Deci cum de-am făcut să meargă evenimentele este foarte foarte simplu. Este foarte foarte simplu. Te duci la cuibul cu un singur ou, iconița aceasta, te duci acolo. Înainte de toate astea, vreau să vă zic că are nevoie telefonul dumneavoastră 3 cerințe, dacă nu mă înșel. Telefonul vostru trebuie să fie rutat, adică să fie Magisk sau un telefon vechi cu SuperSu, care să ruleze flexibil jocul Angry Birds Epic. Dacă nu aveți un telefon root în magie sau ceva, fără root nu putem să avem o metodă de a modifica Angry Birds Epic-ul să meargă. Ba chiar foarte mult, voi chiar vreți să știți cum ne-am făcut rost de toate acestea. Deși sunt, na, nu chiar așa, la prima batere, ne ducem pe Game Guardian. Și vom selecta ABE True Events Fixed. Fișierul ăsta va fi lansat cât de curând în descriere. Da, păi mai în felul următor, dacă îl trimit în descriere. Există două conflicte ale comunității Angry Birds Epic. Unii toxici și alții care nu se mulțumesc că evenimentele se întorc cu ajutorul unui mod. Deci ignori pe cei care vorbesc prostii. Respect youtuberul român care mi-a spus cum de-ai făcut evenimentul 2023. Deci e simplu, descarci fișierul ăsta, dai pe execute și apeși pe OK. Alegi oricare eveniment vrei, dar alegi doar o dată. Poți să alegi doar o dată și nu este permanent. Trebuie să te joci cât vrei tu cu evenimentele. După ce repornești jocul, nu o să mai fie niciun event, decât că tu ai câștigat locul întâi, din cauza că nu mai sunt eventuri și tu ai programat un event să meargă. Deci să începem cu World Boss Event, deoarece mie îmi place foarte mult Shadow of the Tinker Titan. Dăm click pe una din evenimente. Dacă nu vreți acest eveniment, apăsați pe cancel și luați scriptul de la început. Perfect, după ce spune go to overworld, apăsați pe iconița cu doi palmieri. Iconița cu doi palmieri o apăsați sau dați touchscreen-ul de la telefonul Android. După care trebuie doar să așteptăm. Să așteptăm. Să așteptăm. Până când o să se introducă toată harta din insula porcilor și BOOM! Tinker Titan, evenimentul. Și BOOM! Am făcut-o. Și putem să evităm loremul apăsând pe roboțelul ăsta. Apăsând pe roboțelul acesta, putem să ne luptăm cu Tinker Titan de câte ori e nevoie. Și putem să alegem normal sau elite. Iar eu aș alege elită. Ok? Și jucăm. Și o să fie foarte, foarte, nu chiar complicat. De obicei, Rovio a făcut praf evenimente, dar un expert în scripturi cam făcut... un script în care să readucă la viață evenimente care nu le-am jucat din Angry Birds Epic. După care acum îl avem pe Tinker Titan, maestrul frumos. Cațeș!
Ăsta scanează. Acolo donează suport every shooter. Da. Și acum evenimentele merg. Evenimentele clar că merg cu ajutorul acestui script. Trebuie să folosim scriptul corect, că astfel nu o să mai meargă corespunzător. Deci vă spun foarte clar. Nu sunt responsabil pentru progresul care uneori se face praf, dar dacă schimbi evenimentul cu ajutorul acestui script, nu prezintă nimic pe tema asta. Victoria este a mea. Sincer spun. Da, dar m-am gândit în filmulețul următor să mă joc cu Tinker Titan versus Porci! Tinker Titan versus Porci. Ați auzit bine? Tinker Titan versus Porci. Nu este suficient. Dar... am avut decât să spună cât de... nu chiar enervant este cât de... așa, Tinker Titan. Dar... este foarte, foarte cool, puteți să încercați și voi să rulați scripturi cu evenimentele voastre preferate, dar problema este că dacă puteți să jucați în evenimentul care nu prea l-ați jucat doar eu în 2015, acela cu Sonic, o să mai revizitez evenimentul odată. O să revizitez evenimentul pe care, clar că o să-i dăm knockout cu asta. Asta nu o să știe nimeni. Deci să fim foarte atenți. Că poate nu știm ce ne arde nouă. E să vedem. N-a fost nimic. N-a fost nimic, da? Să fim foarte atenți că poate nu știm ce se întâmplă. Furia drăgostitului sau rock and roll. Mi-am zis replica de un singur. S-a întors evenimentele din Angry Birds Epic, baby! Au revenit evenimentele din Angry Birds Epic! Au revenit evenimentele din Angry Birds Epic, baby! Așa o să zic, da? Defeat World Boss the Winter Battle. Defeat the World Boss the Winter Battle. Fuck. Văd că nu prea incendiază, dar sincer ăsta e cam arde la prostii. Pe porcul ăla care ce habar are el să facă, să enerveze pe cine apucă. Da. Iar ați auzit bine, enervează pe cine apucă. Oh, incredibil, baby! Uite cum a spurcat-o pe asta! Îngropăciune ce ești! Oleu! Ăsta e grav! Foarte grav! Knockout-ul foarte grav! Oleu! Aoleo. V-am spus cum să jucați evenimentele. O să fie suficient de ușor, dar dacă voi aveți un telefon mai puțin vechi, care este rutat, a putea să aveți o șansă să instalați Game Guardian, că scriptul ăsta nu se poate rula fără Game Guardian, ok? Nu se poate rula fără Game Guardian, înțelegeți? Și nu poate să ruleze Game Guardian fără root. Dacă aveți un telefon performant, nu-l rutați. Pentru că dacă rutați telefonul, vă pierdeți folderul securizat, conturile bancare și o să fie grav. Cu telefoanele astea moderne, nu vă pun să rutați asemenea dispozitive decât pe astea vechi, cum ar fi S5, S6...
J5, J7, dacă mai folosiți J7 la ceva, n-ai să-l rutați cu Magic sau să-l căpiați cu root accesul vostru. Că Magiscu puțin cam slab decât Super Su, pentru că Super Su-ul, da. Ei bine, cam atât a fost acest filmuleț, nu uitați să vizitați fișierul din descriere. Și cam atât a fost filmulețul, lasă like, comment, subscribe și mie și celorlalți care au inventat scriptul pentru a schimba plictiseala în Engibă Zepic. Pentru a schimba plictiseala în Engibă Zepic, un script modifică jocul preferat cu porci și evenimente în orice zi vreți. Evenimentele nu se plictisesc. Vă mulțumesc mult, la revedere!